Astăzi mergem la Dej să vedem colegiul Andrei Mureșanu. La Colegiul Național Andrei Mureșanu, din 1897, de la înființarea instituției, nu s-a mai făcut altă investiție de mare amploare până în prezent. Am dorit să asigurăm condiții europene elevilor noștri, copiilor noștri. Ne aflăm în biblioteca colegiului. Aici avem colecție de carte rară. Nu știu câte biblioteci se pot lăuda cu așa ceva. Sunt cărți începând din secolul XVI. În această clădire au învățat oameni celebri pentru cultura românească, dar astăzi poate că n-ar fi suficient această clădire să putem dezvolta un învățământ modern de calitate. De aceea a fost necesară accesarea de fonduri europene. Cum avem aici laboratoarele, înainte erau altundeva, trebuia să mergem 10-15 minute pe jos până acolo, acum nu mai pierdem timpul. Avem aparatură nouă. Nu, ne place și clădirea veche, dar ne bucurăm că în noua clădire avem mai multe laboratoare. Laborator de geografie, laborator de chimie, avem cabinete pentru limbi străine. Am prieteni cărora le pare rău că nu au dat la noi la liceu. De aici, din localitate? Da, dar ce să le fac? Trebuie să ai viziune, nu? Sigur că da. Și în ce a constat această investiție? Reabilitarea clădirii vechi, care are o vechime de peste 117 ani, și construcția unei noi clădiri. Această nouă clădire este compusă din demisol, parter și două etaje, iar în cadrul acestei construcții avem 15 săli de clasă, 5 laboratoare, 2 cabinete de limbi străine, cabinet medical, o sală de sport de 450 de metri pătrați, un anfiteatru cu 200 de locuri, o bibliotecă și toate anexele funcționării acestei frumoase instituții de învățământ. Ce faci aici? Bună ziua! Bună! Mă antrenez. Și nu ți-e frică să te sui așa pe cioturețurile astea mici? Nu, nu e chiar așa fricoșitor, e micuț ăsta. Da. Mă bucur că s-a construit în sfârșit sala de sport și avem unde să ne antrenăm. Asta în vederea viitoarelor scalade pe care le vei face. Unde? Pe munte? Unde? În Cheile Turzii mergem de obicei. Eu cred că aici este vorba de o investiție de suflet. O investiție în învățământ este o investiție în viitorul nostru. O recompensă a rezultatelor elevilor noștri pregătiți de profesorii noștri. Eu sunt împăcat că am reușit să finalizăm această lucrare. Cum spuneau latinii, finis coronat opus. Sfârșitul încurunează opera. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio, din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește călătoria pe Facebook.